A doua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Etno Gustar va avea loc pe 27-28 august la Rezervația Cultural Naturală Orheiul Vechi. Aici se vor reuni interpreții muzicii etno din Bolivia, Bulgaria, Polonia și Moldova. Potrivit organizatorilor, obiectivul general al festivalului constă în promovarea imaginii Republicii Moldova drept țară cu un patrimoniu cultural și tradițional vast, o destinație turistică excelentă și un loc minunat de a trăi și a localiza o activitate de afaceri. Pe lângă acesta, evenimentul are ca scop renașterea artei meșteșugărești, marcarea locației ca intersecție dintre culturi și civilizații, sublinierea căldurii dialogului intercultural, crearea oportunităților pentru dezvoltarea businessului rural, promovarea turismului intern și integrarea Republicii Moldova în circuitul internațional al turismului de eveniment.